aș vrea să ne ridicăm în semn de respect față de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la pagina 689. Citim în seara aceasta două versete din Cartea Profetului Isaia, capitolul 9, versetele 6 și 7. Pagina 689, Isaia, capitolul 9, versetele 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ne bucurăm tare mult, iubiți frați și surori, dragi prieteni ai Cuvântului Sfânt, să fim în această seară împreună cu dumneavoastră la închinare. Vă salutăm cu mult drag în numele Bisericii Baptiste Harul din Lugoș. Vă aducem salutări în numele Domnului Iisus Hristos, Cel pe care îl sărbătorim în această seară și în fiecare zi a vieții noastre. Și ne rugăm tare mult în seara aceasta ca Dumnezeu să vă asculte rugăciunea, să vă împlinească toate dorințele care sunt după voia Sa și ne rugăm ca Domnul să vă dăruiască sărbători binecuvântate. Amin. Așa cum fratele Cornel spunea, am fost colegi în timpul anilor de seminar, ne aducem aminte întotdeauna cu bucurie de anii în care ne-am pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Au fost ani frumoși, ani în care nu aveam foarte multe grijuri, ani în care am investit în pregătirea noastră și fără îndoială că anii de seminar au fost ani de formare, dar și ani în care am avut enorm de multe bucurii. Dacă stăm să derulăm evenimentele din viața noastră, ne dăm seama că mâna lui Dumnezeu a fost peste noi în toată această perioadă. Așa cum Cornel slujește de la începutul seminarului, aici la Pitești, tot așa și eu slujesc din anul 1993, în aceeași biserică. Nu este simplu lucrul acesta, pentru că de fiecare dată, când te ridici, trebuie să le spui oamenilor alte lucruri, dar din aceeași carte. Slavă lui Dumnezeu că Biblia este bogată în conținut. Slavă lui Dumnezeu că El ne inspiră și slavă lui Dumnezeu că ne folosește. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica dumneavoastră, să binecuvinteze Domnul pe fratele Cornel și ne rugăm ca mântuirea Domnului Iisus Hristos să ajungă în cât mai multe case din acest oraș. Amin. Amin. Dacă e să ne aducem aminte de anii de seminar, ne aducem aminte cu siguranță de faptul că eram cu vreo 20-30 de kilograme mai slab fiecare dintre noi. Însă am crescut în omul din lăuntru și dacă suntem atât de puternici acum de dolofani, asta se datorează soțiilor noastre, dar și bisericilor care ne țin bine. Anii își pun amprenta asupra vieții noastre, dar ceea ce este important este să rămânem tineri în spiritul nostru. Amin. Amin. Vreau să mulțumesc fratelui Cornel pentru că întotdeauna când am apelat să vină să predice Evanghelia în Biserica Harul din Lugoș, a făcut-o cu multă bucurie și vreau să vă spun că întotdeauna a avut un mesaj potrivit cu starea bisericii și Dumnezeu l-a folosit de nenumărate ori atunci când a vestit Evanghelia în biserica noastră și vreau de data aceasta să-i reînnoiesc invitația de a fi din nou la Lugoș, dar să vii și cu echipa de tineri care a cântat atât de frumos în seara aceasta. Anul acesta Dumnezeu a îngăduit în luna mai să merg din nou în Statele Unite la o conferință. O conferință care a fost organizată de Asociația Billy Graham, o conferință în apărarea creștinilor persecutați, o conferință la care au fost prezenți câteva sute de lideri creștini din întreaga lume, iar printre vorbitori a fost și vicepreședintele american Mike Pence. După ce m-am întors din Statele Unite,
unul dintre prietenii mei, care are o poziție importantă în județul Timiș, m-a invitat la o masă și mi-a spus: am văzut că ai fost din nou în America, am urmărit imaginile pe pagina de Facebook, mi-am dat seama că ai fost la o conferință importantă, aș vrea însă să te întreb ce te-a impresionat cel mai mult atunci când ai mers în America. I-am spus: există multe lucruri care sunt frumoase, multe lucruri care m-au impresionat și aș putea în această zi să-ți vorbesc despre turnurile Gemeni pe care i-am văzut în urmă cu ani de zile, aș putea să-ți amintesc Statuia Libertății, Cascada Niagara, Golden Gate, autostrăzile mari din America, dar aș vrea să spun că ceea ce m-a impresionat cel mai mult în timpul călătoriilor pe care le-am făcut în America a fost un cimitir. Omul s-a uitat șocat la mine. Cum ai fost în America și ai rămas impresionat de un cimitir? Și am zis: da, într-o zi călătoream cu unul dintre prietenii mei americani și în timp ce eram pe autostradă am văzut un cimitir care avea mii de cruci. Toate erau albe și de aceeași dimensiune. Am stat de vorbă cu prietenul meu din America și l-am întrebat ce fel de cimitir este cimitirul respectiv. Este cimitirul unor eroi care au căzut pe câmpul de război? Și omul acesta a spus: nu. Cimitirul acesta este cimitirul copiilor nenăscuți. Îmi spunea că o organizație non-profit din America a creat acest cimitir cu scopul de a le aduce aminte americanilor că în medie, în fiecare zi, 3700 de copii din America mor înainte de a se naște. Și omul acesta, vorbind despre semnificația acelui cimitir, spunea: un copil, chiar nenăscut, este mai mult decât un pumn de țărână. Un copil nenăscut este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Și spunea omul acesta: în fiecare zi, în țara noastră, mor mai mult de 3700 de copii care n-au ocazia să vadă lumina zilei. Dar ei sunt mai mult decât un pumn de țărână. Mai mult decât un pumn de atom și molecule. Ei sunt coroana creațiunii divine. Când am văzut cimitirul acesta, am meditat foarte mult la faptul că omul este mai mult decât un pumn de țărână. Suntem mai mult decât un mănunt de atomi și molecule. Noi purtăm imaginea lui Dumnezeu. Noi suntem coroana creațiunii divine. Și lucrul acesta ar trebui să-l înțeleagă și medicii care provoacă avorturi și familiile care renunță atât de ușor la copiilor. Lucrul acesta ar trebui să-l înțeleagă și preoții, și pastorii, și tinerii, că un copil, chiar nenăscut, este mai mult decât un pumn de țărână. Expresia aceasta, mai mult decât un pumn de țărână, m-a determinat, dragii mei, să mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, care a venit pe pământul acesta și despre care profetul Isaia vine și spune: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Dar pruncul despre care vorbește prorocul Isaia, așa să vă spun în seara aceasta, că este mai mult decât un prunc. Noi cântăm o cântare veche și cântarea aceea spune: zace miesle umilire, drăgălașul prunc Iisus. Și de foarte multe ori ne gândim la Fiul lui Dumnezeu o dată pe an, ca fiind pe pământul acesta un simplu prunc. Ne aducem aminte de vestea pe care îngerii au transmis-o păstorilor: duceți-vă la Betlehem pentru că acolo veți găsi un prunc. Ne aducem aminte de felicitările pe care de multe ori le transmitem celor din jurul nostru și spunem: pruncul născut în ieslea din Betlehem să vă aducă bucurie, pace și multe alte beneficii. Dar aș vrea să vă spun în seara aceasta că El este mai mult decât un prunc. Pentru mine și pentru tine, El trebuie să fie mai mult decât un prunc. A venit ca un prunc, îl sărbătorim în fiecare an,
ne aducem aminte de întruparea sa, cântăm și recităm poezii care ne-l prezintă pe Hristos ca pe un prunc. Dar El este mai mult decât un prunc. Cine este pruncul născut în Ieslea din Betleem? Profetul Isaia răspunde la întrebarea aceasta și spune: pruncul născut în Ieslea din Betleem este mai mult decât un prunc. El este Părintele Veșnicilor. E foarte interesant. Această expresie este folosită doar de către profetul Isaia. Este o expresie care scoate în evidență faptul că cel care a venit în urmă cu 2000 de ani pe pământul acesta a venit pe acest pământ ca fiind Părintele Veșnicilor. Trebuie să înțelegem foarte bine contextul în care a profețit Isaia. Omul acesta a vorbit în perioada 740-680 înainte de Domnul Iisus Hristos. A vorbit pe parcursul domniei a patru împărați: Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Omul acesta a vorbit într-o perioadă neagră pentru poporul Israel. Israelul a fost ocupat și invadat de către Sanherib, regele Asiriei. Oamenii aceștia au venit cu mână tare, cu braț puternic și au pus stăpânire pe Țara Sfântă și foarte mulți evrei din vremea de atunci au avut impresia că domnia asiriană va fi o domnie eternă. Oamenii aceștia au privit la puterea armatelor asiriene și au ajuns la concluzia că acest imperiu va domni o perioadă lungă de timp, pentru totdeauna, pe pământul acesta. Însă profetul Isaia vine și spune: acest imperiu este un imperiu trecător. Împărații se ridică și cad. Domniile cresc și se fărâmă. Dar există cineva care este veșnic și acela este Dumnezeu. Dumnezeu ca Tată, ca Fiu și ca Duh Sfânt. Și expresia aceasta, Părintele Veșnicilor, aș vrea să vă spun că este o expresie care este amintită pe paginile Sfintelor Scripturi cu privire la Dumnezeu Tatăl, dar nu doar cu privire la Dumnezeu Tatăl. Este folosită și cu privire la Dumnezeu Fiul. Nu am timpul necesar în seara aceasta să vă dau toate referințele biblice, dar aș vrea să vă spun că, în mod special, Apostolul Ioan descrie veșnicia Domnului Iisus Hristos și îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind sursa veșniciei. El este autorul veșniciei. El este Părintele Veșniciei. El este fără început și fără sfârșit. Și în cartea Apocalipsa, Cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Acum, când ne gândim la veșnicie, noi ne gândim la o perioadă de timp fără început și fără sfârșit. Așa să vă spun că oamenii au un început, dar nu au un sfârșit. Dumnezeu nu are nici început, nici sfârșit. Însă noi oamenii avem un început. Dar istoric, Sfânta Scriptură și chiar istoria și știința demonstrează că oamenii nu au sfârșit. Noi trăim pe pământul acesta 70-80 de ani sau atâția ani cât îngăduie Dumnezeu, însă cea mai mare parte a vieții noastre nu o trăim pe acest pământ, ci o trăim în veșnicie. Dumnezeu a pus în ADN-ul nostru, a pus gândul veșniciei. Și înțeleptul Solomon spune lucrul acesta în scrierea sa: noi suntem străini și călători pe pământul acesta. Dar aș vrea să vă spun că noi vom trăi etern. Noi vom trăi veșnic. Pentru cei care trăiesc cu Dumnezeu, veșnicia este ca o zi fără apus. Iar pentru cei care trăiesc fără Dumnezeu, veșnicia este ca o noapte fără dimineață. Repet lucrul acesta. Pentru cei care trăiesc cu Dumnezeu,
Veșnicia este ca o zi fără apus. Iar pentru cei care trăiesc fără Dumnezeu, veșnicia este ca o noapte fără dimineață. Mi-aduc aminte că eram tânăr și au venit în satul nostru, în perioada regimului comunist, cu acel cinematograf pe roți. Și mi-au proiectat undeva un film în care unul din actorii principali, actorul principal era John Wayne. Era unul dintre idolii tinereții noastre. Și când am urmărit filmul acela, ca și copil, aveam impresia că omul acesta este nemuritor. El este veșnic. John Wayne a trăit în perioada 1907-1979. S-a îmbolnăvit de cancer, iar la un moment dat, omul acesta care părea nemuritor a ajuns spre finalul vieții să rostească aceste cuvinte: nu am crezut niciodată că viața terestră este atât de scurtă. Omul acesta a exprimat un adevăr pe care îl știm cu toții. Anii vieții noastre se ridică la 70, pentru cei mai tari, la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Și, dragii mei, privind în felul acesta învățătura Sfintelor Scripturi, am putea spune, inimile noastre sunt pline de tristețe, că viața este scurtă pe acest pământ. Însă știți care este vestea? Vestea cea bună, că noi vom trăi etern. Avem început. Începutul meu a fost în 20 septembrie 1967, dar nu am sfârșit. Pentru că Dumnezeu ne-a creat cu dorința de a trăi veșnic, de a trăi etern. Ei, de Crăciun ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta să fie Părintele veșnicilor. El este mai mult decât un prunc. Dar în același timp, El a venit pe pământul acesta cu scopul de a ne oferi și nouă veșnicia, viața veșnică. Și viața veșnică nu începe după moarte, ci viața veșnică începe atunci când l-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor în inima noastră. A venit la ai săi, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce cred în El, i-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Dă-mi voie în seara aceasta să te întreb: ești tu copilul lui Dumnezeu? Ai tu certitudinea vieții veșnice? Ai crezut în pruncul născut în Ieslea din Betleem? Ai crezut în moartea și în învierea sa? Ai avut un moment în care l-ai primit pe El ca mântuitor al vieții tale? El este mai mult decât un prunc. El este Părintele veșnicilor. Și mai mult decât atât, El vrea să ofere veșnicia tuturor celor care cred în El. Spune cuvântul lui Dumnezeu: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Apostolul Ioan spunea: în El avem viața. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Nu uita în seara aceasta, Iisus Hristos a venit pe pământul acesta ca un prunc. Dar El este mai mult decât un prunc. El a venit să-ți dea ție, cel care ești doar un punct de țărână, veșnicia. Și a venit să facă din tine moștenitor al împărăției sale. Profetul Isaia spune: El este mai mult decât un prunc. El este prorocul așteptat. Prorocia a fost un fenomen specific religiei evreiești. Când vorbim despre prorocie sau despre proroci, vorbim despre cineva care vorbește despre ceea ce se întâmplă în viitor. Despre oameni care au capacitatea de a descrie evenimentele viitorului. Unul dintre cei mai mari proroci care a venit pe pământul acesta a fost Moise. Însă cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom,
capitolul 18, versetul 15, vorbește despre cineva care vine pe pământul acesta ca proroc și care este mai mare decât Moise. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, dar care e mai mare decât mine. Un proroc ca mine, dar un proroc despre care voi trebuie să auziți și pe care trebuie să-l urmați. Acum, dacă studiem fenomenul acesta al prorociei, ne dăm seama că au fost mulți proroci care au fost o prefigurare a Domnului Iisus Hristos. Au fost mulți proroci care au vorbit în numele Domnului și ne-au prezentat viitor. Samuel, Nathan, Ilie, Elisei și putem continua cu toți prorocii. Însă toți acești proroci, știți ce au făcut? Au încercat să ne-l prezinte pe Mesia. Unii au vorbit despre locul nașterii, alții au vorbit despre minunile pe care le va face Mesia. Isaia vorbește despre prorocul care va veni ca fiind un prunc, dar mai mult decât un prunc. Însă a venit o zi în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că prorociile cu privire la el s-au împlinit. Toți prorocii au vorbit despre Hristos, dar nu ei erau prorocii mult așteptați. Era cineva care urma să vină pe pământul acesta ca fiind prorocul care împlinește toate profețiile mesianice. În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă pe Hristos ca fiind prorocul. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul stă de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul stând de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu și stând de vorbă cu oamenii, la un moment dat îl prezintă pe Hristos ca fiind proroc. Unii vorbesc cu Ioan Botezătorul și spun, cine ești tu? Ești Ilie? Cine ești? Ești unul dintre proroci? Și Ioan Botezătorul spune, eu sunt proroc, dar nu eu sunt prorocul despre care au scris scrierile sfinte. Eu sunt cel care vestesc despre proroc. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în cetatea Ierusalim. Știți ce au spus oamenii? Acesta este prorocul. Prorocul mult așteptat. Acum veți spune, au fost multe prorocii pe care oamenii le-au făcut. Dar oarecare dintre prorociile făcute s-au împlinit? Păi eu vă dau doar câteva dintre ele. Domnul Iisus Hristos, înainte de a fi condamnat la moarte, stă în fața Ierusalimului și spune, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Cetatea aceasta va fi distrusă. Oamenii au spus, o, lucrul acesta nu se întâmplă niciodată. A venit anul 70 și două grupuri de evrei s-au certat pe chestiuni religioase și nu s-au mai putut împăca. Și au venit romanii să îi împace. Însă când romanii au venit să îi împace pe evrei, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Evreii și-au unit eforturile și au început să lupte împotriva romanilor. Generalul roman Titus a trimis foarte mulți soldați. Și în cele din urmă, pe parcursul unei perioade de 2 ani și ceva, 115.800 de cadavre evreiești au fost scoase din cetate și îngropate. 90.000 de evrei au luat drumul pribegiei. Și știți ce a fost mai interesant? S-a împlinit prorocia. Romanii au distrus totul. Au distrus templul, toate clădirile și a mai rămas în Ierusalim. Un simplu zid. Un zid pe care astăzi evreii îl numesc zidul plângerii. Și prorocia cu privire la Domnul Iisus Hristos și prorocia spusă de Domnul Iisus cu privire la Israel, la Ierusalim, s-a împlinit. A fost sau nu el prorocul mult așteptat?
El a venit pe pământul acesta ca un prunc, dar a fost mai mult decât un prunc. El a fost prorocul pe care l-au vestit prorocii în decursul istoriei. Domnul Iisus Hristos vine și spune, va veni vremea când smochinul va înversi. Evrei au fost răspândiți în întreaga lume. Și dacă veți avea ocazia vreodată să mergeți la Ierusalim, nu ratați Muzeul Holocaustului, să vedeți cât de mult au suferit oamenii aceștia. Unii au spus, niciodată Israelul nu-și va mai reveni. În anul 1948, David Ben-Gurion, declară înființarea Israelului modern. Și împlinirea lui profeția lui Hristos se împlinește din nou. În urmă cu doar câteva zile, președintele american Donald Trump hotărăște să mute ambasada americană de la Tel Aviv la Ierusalim. Și declară în fața întregii lumi că Ierusalimul este capitala eternă a poporului Israel. Știți ce a făcut Donald Trump? Prin decizia politică pe care a luat-o, n-a făcut altceva decât a împlinit ceea ce spune prorocul Zaharia. În cartea prorocului Zaharia, la capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, iată voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru popoare, pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi bătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Dragii mei, trăim momente istorice. Trăim momente speciale. Momente în care prorociile se împlinesc. Trăim în perioada în care Ierusalimul a devenit centrul întregului pământ. Și Ierusalimul va deveni capitala poporului Israel. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este mai mult decât un prunc. El este prorocul mult așteptat. Dar știți ce a mai spus acest proroc? Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dar înainte de a veni momentul acesta, se întâmplă un alt lucru. Evanghelia aceasta a împărăției lui Dumnezeu va ajunge până la marginile pământului. Păi cum va ajunge? Foarte simplu. Prin internet, prin televiziune, oameni din întreaga lume au intrat și vor intra în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, în aceste zile premergătoare sărbătorii nașterii Domnului, vreau să vă spun încă o dată că Iisus Hristos este mai mult decât un prunc. El este prorocul mult așteptat. Este Părintele Veșnicilor, este prorocul așteptat, dar aș vrea să vă spun în seara aceasta că El este și Prințul Păcii. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în textul citit, căci un copil ni s-a născut. El va fi Părintele Veșnicilor, va fi Domn al Păcii. Acum, dacă privim în istorie, momentul în care a venit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta a fost un moment numit în istorie și de către istorici Pax Romana. Imperiul Roman era la putere și a făcut un lucru extraordinar. A construit o infrastructură extraordinar de puternică. Și în vremea aceea, oamenii circulau dintr-o parte în alta într-un mod foarte ușor. El a venit pe pământul acesta într-o vreme de pace. Și nu doar că a venit într-o vreme de pace. A venit ca prinț al păcii. El a câștigat teritorii, a câștigat inimi, nu cu sabia, ci prin cuvântul său. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos,
au venit magii din răsărit și s-au dus la împăratul Irod și s-au dus cu o întrebare. Unde este pruncul? Unde este împăratul de curând născut? Că am venit să-l închinăm. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Însă Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta ca să aducă pace. Și Sfânta Scriptură spune, El este pacea noastră. El a turnat din pacea Lui peste inimile noastre. El a venit pe acest pământ, nu doar ca prunc. A venit ca Domn al păcii. Noi avem o cântare veche, nu știu cum este în varianta nouă, în Cântările Roșii, dar în Cartea Neagră ea spune așa, pace de plină în Iisus găsim. Și una dintre strofe spune, pace avem și în clipa când murim. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, într-o zi am aflat o veste care a venit ca un trăsnet peste familia noastră. Am mers cu soacra noastră la un control și am descoperit că are cancer pulmonar. Când am ieșit de la medicul respectiv, medicul mi-a spus o să mai trăiască 4-5 luni. Am dus-o acasă, am început să-i dăm tratament, n-am avut curajul să-i spunem ce are. Într-una din serii eram doar eu acasă, soția era în oraș după copii și m-a sunat un coleg de-al meu. Făcusem un lucru bun. Mai fac și eu din când în când lucruri bune. Și pentru că făcusem un lucru bun, colegul meu m-a certat. El fusese plecat din țară și a început să mă certe. De ce am făcut? El a venit cu o delegație la birou și acolo lucrurile nu erau în ordine, se muncea, se făceau reparații. Și am făcut aceste lucruri fără știrea lui. Și m-a certat și stând de vorbă cu el, i-am spus, măi, vreau să spun următorul lucru. Ai fost aproape 2 săptămâni plecat din țară. Nu puteam să stau pe loc. Aveam materialele și trebuia să facem lucrul acesta. Dar vreau să înțelegi următorul aspect. Soacra mea este bolnavă. Și am discutat cu el și a cerut scuze și m-a întrebat, dar ce are soacra ta? Și am spus, are cancer pulmonar. Am vorbit tare. Fără să-mi dau seama că ea este în cameră și mă aude. Am terminat discuția și când am trecut pe hol, pe lângă camera ei, plângea. M-a chemat la ea și a zis, am cancer și nu-mi spui, de ce mi-ascundeți lucrul acesta? Și atunci a trebuit să stau să purtăm o discuție. Și am zis, da, ai cancer și ești într-o stadiu foarte avansat. Și a început să plângă și să se teamă și a zis, mi-e teamă de moarte. Ce se întâmplă? Și am spus, tu ai fost credincioasă din tinerețe. Biblia spune că toți suntem străini și călători pe pământul acesta. Într-o zi și eu voi pleca de pe acest pământ. Dar noi știm unde mergem. Noi știm că ne ducem în împărăția lui Dumnezeu, la Cel care este Prințul Păcii. Și am zis, să-ți aduci aminte de cântarea pace avem și în clipa când murim? Și am început să cânt cu ea. Și cu ochii în lacrimi a început să cânte și ea împreună cu mine. În seara aceea ne-am rugat și vreau să vă spun următorul lucru. Dumnezeu a eliberat-o de sentimentul de moarte, de teama de moarte. Ultimele 2-3 săptămâni din viața ei a fost plină de pace pentru că a avut o zi în care l-a întâlnit pe Iisus Hristos, care a venit pe pământul acesta nu doar ca un prunc, ci a venit pe pământul acesta ca prinț al păcii. El a venit să aducă pace în inimile noastre și cuvântul lui Dumnezeu spune, prietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. El este pacea noastră. El a făcut pace între Dumnezeu și noi.
și El este Cel care vrea să trăim pe pământul acesta ca oameni ai păcii. Pruncul născut în Iesla din Betleem este Părintele Veșnicilor. Este prorocul așteptat. Este Prințul Păcii. Dar așa să vă spun că pruncul născut în Iesla din Betleem este și părinte, păstorul grijuliu. În Matei, capitolul 2, versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Păstorul poporului meu Israel. Acum știm cu toții că evreii erau obișnuiți cu păstoritul. Poporul evreu a fost un popor de păstori, ocupați cu creșterea animalelor. Aduceți-vă aminte că meseria aceasta a fost una dintre cele mai respectate meserii din Israel. David a fost un simplu păstor, un simplu cioban. Și David a scris unul dintre cei mai frumoși psalmi. Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Au fost 400 de ani de întuneric spiritual. Și profetul Isaia vine și spune: întunericul nu va domni veșnic pe pământul unde acum este necaz. Va veni momentul în care va veni un prunc. Dar pruncul acela este mai mult decât un prunc. Pruncul acela este căpetenia poporului meu. Este păstorul poporului meu. Acum când te gândești la păstor, la cioban, te gândești că un păstor trebuie să aibă întotdeauna sensibilitate, grijă față de oile sale. Cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind marele păstor al oilor. El a venit pe pământul acesta cu scopul de a aduce, binecuvântare și iertare în viețile noastre. Nu știu dacă ați avut sentimentul acesta: uneori nimănui nu-i pasă de mine. Ai probleme în viață și nimănui nu-i pasă de tine. Nici cei din familie, nici cei din biserică, nici colegii de muncă. Aș vrea în seara aceasta să vă dau o veste bună. Există cineva căruia îi pasă de tine. Există cineva căruia îi pasă de eșecurile tale, de frământările tale, de lacrimile tale, de dilemele din viața ta. Și acela este Iisus Hristos, păstorul grijuliu. Un păstor sensibil. Unul care a venit pe pământul acesta ca să aducă mântuire, să aducă salvare. El este păstorul care și-a dat viața pe crucea Golgotei, pentru tine și pentru mine. Dă-mi voie să te întreb în seara aceasta: este El și păstorul vieții tale? Dacă nu este, seara aceasta este seara în care poți spune: Doamne, vreau să fii căpetenie și în viața mea. Ai venit pe pământul acesta ca un prunc, dar vreau să fii mai mult decât un prunc. Vreau să fii păstorul meu. Pentru că atunci când ești păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Așa să închei spunând că pruncul născut în Iesla din Betleem este mai mult decât un prunc. El este Părintele Veșniciilor, este prorocul așteptat, El este Prințul Păcii și este păstorul grijuliu. Dar aș vrea să vă spun încă un lucru. Pruncul născut în Iesla din Betleem este mai mult decât un prunc. El a venit pe pământul acesta ca prieten al păcătoșilor. A venit să fie prietenul meu și a venit să fie prietenul tău. Aduceți-vă aminte, când a venit pe pământul acesta, El n-a avut prieteni din înalta societate. Cărturarii și fariseii l-au condamnat la moarte. Dar s-a dus în Betania, într-o localitate mică. Și acolo s-a împrietenit cu Lazar, cu Marta și cu Maria. Și când Lazar a murit, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor: haidem să mergem în Betania, că prietenul meu, Lazar, a murit. O, din câți prieteni a avut Lazar pe pământul acesta, niciunul
n-a fost așa bun prieten ca Domnul Iisus. Aduceți-vă aminte de faptul că atunci când Iuda l-a trădat, Domnul Iisus Hristos se uită la Iuda și îi spune: prietene, ce ai venit să faci? Fă! Aduceți-vă aminte că cei din vremea lui l-au numit pe pruncul născut din Ieslea din Betleem prietenul vameșilor și a păcătoșilor. El a venit să fie prietenul lui Zacheu. A venit să fie prietenul unei femei care trăia în imoralitate și pe care a ridicat-o. A venit pe pământul acesta ca să ne arate fiecăruia dintre noi prietenia sa. Acum nu știu câți prieteni aveți dumneavoastră. Mi-aduc aminte că într-o zi a venit un copil la biserică la mine vreo 10 ani. A dat mâna cu mine și a zis: frate păstor, ce mă bucur că ești prietenul meu. I-a acceptasem prietenia pe Facebook. Și copiii mă criticau uneori. Zice: tata, chiar îi accepți pe toți ca prietenii tăi pe Facebook? Și copilul acesta spune: putem de acum să vorbim mai des că suntem prieteni pe pagina de Facebook? Și am zis: da, putem. Nu știu câți prieteni aveți. Nu știu ce fel de prieteni aveți. Dar așa să vă spun că există prieteni care vă vor dezamăgi, vă vor înșela așteptările, există prieteni care vor emigra, într-o zi prietenii pe care îi aveți vor muri, sunt situații în care noi nu știm să fim prieteni cu cei din jur, sunt situații în care noi îi dezamăgim pe prietenii noștri și înșelăm așteptările din viața lor, dar există cineva care vrea să fie prietenul meu și prietenul tău pentru tot parcursul acestei vieți și dincolo de mormânt. Noi avem o cântare pe care o cântăm și cântarea spune: Iisus e al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Avem o altă cântare care spune: ce mai prieten și ce frate eu în Iisus am aflat. Este Iisus Hristos prietenul tău? S-ar putea ca unii oameni din Pitești să spună: o, nu pot fi prieten cu tine, pentru că tu ești păcătos. Știți care este vestea bună? Iisus Hristos, pruncul născut în Ieslea din Betleem, vrea să fie prietenul tău. Este prietenul care te înțelege, este prietenul care plânge alături de tine, este prietenul care și-a dat viața pe crucea Golgotei pentru iertarea păcatelor tale. N-ai vrea în seara aceasta să spui: Doamne, vreau să fiu și eu prietenul tău? O cântare de-a noastră spune: cu Iisus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi. Să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Și apoi să plângem amândoi. Stai de vorbă cu Domnul Iisus în fiecare zi. Dăm voie în seara aceasta, cu 2 săptămâni, înainte de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, să-ți pun întrebarea: cine este Iisus pentru tine? Profetul Zaharia spune: El este mai mult decât un prunc. El este Părintele Veșnicilor. El este prorocul așteptat. El este Prințul Păcii. Evanghelia după Matei spune: El este Păstorul Grijuliu. Și toate evangheliile ni-l prezintă ca fiind prietenul păcătoșilor. În urmă cu 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos stătea de vorbă cu ucenicii. Și le pune o întrebare ucenicilor: cine zic oamenii că sunt eu? Și unii spun, că ești Ilie, alții spun că ești Moise, unul dintre proroci, dar voi, cine ziceți că sunt? Și Petru spune: tu ești Hristosul, tu ești mai mult decât un prunc. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel adevărat. Cine este Iisus pentru tine? Așa să vă spun în seara aceasta că pentru biologi, Domnul Iisus Hristos este viața. Pentru florari, El este trandafirul din Sharon.
Pentru brutari, El este pâinea. Pentru tâmplari, El este ușa. Pentru agricultori, El este sămânța. Pentru profesori, El este rabun, marele învățător. Pentru politicieni, El ar trebui să fie căpetenia, regele. Pentru cei bolnavi, El este medicul cel bun. Pentru cei dezorientați, El este calea, adevărul și viața. Pentru cei păcătoși, El este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Cine este Iisus, pruncul născut în Ieslea din Betleem pentru tine? Tare bine ar fi dacă ai spune în seara aceasta, aș vrea ca tu, cel născut în Ieslea Betleemului, să fii Mântuitorul și Domnul vieții mele. Ar fi tare bine dacă ai spune, aș vrea ca anul acesta, până la sărbători, să te aleg pe tine ca stăpân, ca și căpetenie în viața mea. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin, să vă dea sărbători binecuvântate, amin, și pruncul născut în Ieslea din Betleem să vă umple inimile de pace, de bucurie și mai mult decât orice, să nu uităm că El nu este doar un prunc. A venit ca un prunc pe pământul acesta, dar a venit pentru noi un punct de atom și molecule, un punct de țărână, să ne aducă iertare, mântuire și viață veșnică. Amin. Amin.